Salut, eu sunt Vlad și sunt al naibii de răcit. Am fost mai rău zilele trecute, adică ieri și alaltăieri. Chiar eram incapabil să filmez ceva, iar acum mă simt un pic mai bine și cred că pot filma un vlog. Un vlog pentru voi. Și astăzi avem ceva mai special, dar nu necesită foarte mult edit. Din lipsă de creativitate și idei de scenariu, astăzi m-am gândit să reacționez la vechile mele clipuri, pentru că a trecut un an de când sunt pe YouTube, un an și o lună sau un an și două luni. Deci, hai să intrăm pe canalul meu. Numai când văd thumbnail-ul, mă uit la fața aia de copil distrus, deci uitați-vă și voi! Uitați ce față aveam! Stai, să încerc să o refac. L-am pornit, aoleu. Salutări și bun venit în primul meu episod de pe acest... Ce-i cu fața asta, frate? Ce-i cu fața? Sunt elev în clasa 7-a la liceul teoretic Decebal. Oricum nu am foarte multe lucruri de spus despre mine, pentru că sunt doar un copil simplu de 13 ani. Ei bine... Pentru cei ce nu știu, atunci aveam 12 ani. Atunci aveam 12 ani și am mințit că am 13 ani, pentru că credeam că vor sări mulți hateri că bă, dar de ce te apuci de la vârsta asta, bă, dar tu chiar așa n-ai ce face cu copilăria ta and shit. Da, și pe urmă am recunoscut că am 13 ani. În fine, poate vă întrebați ce am făcut eu toată vacanța asta. Nimeni nu se întreabă. Nimeni nu se întreabă ce ai făcut tu toată vacanța. Am făcut rost de bani. Ah, nu! Am lucrat pentru școală. Un scurtmetraj cu efecte speciale. Mamă, și ce efecte speciale știai, erai profesionist, Vlade, știai totul, da, sunt foarte sigur că ne dădeai pe toți pe spate cu efectele tale făcute în Paint, Vlade, da. Al treilea videoclip al meu, Magie, parodie de Vlad Munteanu. Salut, eu sunt Vlad și acum câteva zile m-am apucat și eu de magie și am învățat un truc foarte șmecher. Uitați, m-am pregătit acum, o să vă arăt spot. Deci, cât de penibil, frate, și am făcut asta special, uitați, m-am pregătit aici, special, ca să-mi arăt trepiedul și husa de la trepied. Pentru că era singurul meu echipament, trepied și cameră. Da, și am zis, hai să mă dau și eu mare și uitați, m-am pregătit aici și hai să le arăt și eu trepiedul, da, ce poate să vadă omul, poate să vadă un trepied, mă. Ok, deci am să vă arăt cum o să dispar. A dispărut! A dispărut, A dispărut, mă. Cum să devii celebru pe YouTube? Eu am făcut un tutorial cum să devii celebru pe YouTube când aveam 250 de abonați. În drumul, să vedem. Salut! Fai, mă, se vede țigănia. Da, țigănie. Husa de la green screen. Bă, ce dă-i cu bă, te-ai tuns cu ciobul, pâne! Păi chiar arăți de parcă te-ai tuns cu ciobul, ești dobitoc. Uite-te și tu ce freză de peri ai, dar... Bine, și acum freza mea arată oribil, dar... Totuși, comparativ cu asta... Comparativ cu asta, care e o tonă de spray, o tonă de fixativ, pentru că atunci nu-mi stătea părul decât cu fixativ, acum îmi stă fără fixativ. Băi, frate, fix ca o mătură arăta părul ăla. A, recent am făcut 250 de abonați. Este, motherfucker. Sunt puțini abonați, într-adevăr, dar pentru mine sunt cam destui. Uitați reacția mea când am făcut în sfârșit 250 de abonați. Down.
Bă, eu chiar mă bucuram pentru abonație. Erau 250, dar bă, eu eram atât de surprins că am ajuns la suma aia de abonație. Era cine știe ce sumă. Era un vis pentru mine să ajung la 250 de abonați. Iar acum am aproape 70.000 de abonați. Vă iubesc pe toți. Hai să vă îmbrățișare. Hai. Dar înainte de a închide videoclipul, te-aș ruga să apici pe butonul de like, să-i dai un share pe Facebook ca să vadă mai mulți oameni clipul acesta și dacă vrei, apasă sfântul subscribe. Pace! My style is impossible, every single syllable I speak is unstoppable. I'm the dopest thing that ever come from where I'm from. And if you disagree, then you're dumb. Ne vedem în 2015, Vlad Munteanu with Anne Marie and Ștefan Semoa. Ăsta a fost primul collab de pe canalul meu. Și eram surprins că oamenii ăștia chiar au acceptat să mă ajute cu acest vlog, ținând cont că aveam 200 și ceva de abonați. Până la urmă eram praf rău și a fost cel mai drăguț lucru din partea lor, frate. Eu m-am bucurat extrem de tare că m-au ajutat and shit. Foarte drăguț din partea voastră că ați vrut să mă ajutați când am fost micuț, când am fost acolo. Iar acum sunt ceva de genul pe aici. Vă mulțumesc din suflet. YouTuberii români vă urează sărbători fericite. Hey YouTube, sunt Ștefan Semoa și vreau să vă urez Ștefan era pe atunci brunet. Un an cât mai bun, să vă aduc că mă și tot ce vreți și toate cele bune. Pa! Bună, sunt Anne Marie de la vlogul de mărți și îți urez sărbători fericite. Și la fel și eu vă urez sărbători fericite. Subscribe și nu uitați, Moș Crăciun există. Pa! Singurul lucru care îmi place la mine, când eram acolo jos, era că știam cât de cât să editez outro-ul ăsta și acum îmi place. Și acum îmi place outro-ul ăsta, îl iubesc. The Remover trailer. Pentru cei ce nu știu The Remover era un scurtmetraj pe care urma să-l fac. Adică am editat câteva părți, dar pur și simplu mi-am dat seama că nu mi se auzeau vocile, pentru că toate cadrele erau de la îndepărtare, erau foarte depărtate de actori și efectiv nu ne auzeam. Eu plănuiam să reînregistrez toate vocile și toate sunetele, dar erau incredibil de multe, cum ar fi de la bătaie, toate vocile, toate sunetele, se trăgeau aia de haine, de geci, era foarte greu să înregistrez toate sunetele din nou și am lăsat o baltă. Dar hai să ne uităm măcar la trailer, să vedem ce am făcut eu pe vremea aia. Iarna asta. Mamă. Acest scurtmetraj a fost ca un experiment pentru mine. Am văzut cum merg lucrurile la un scurtmetraj, ce ar trebui să fac, ce ar trebui să nu mai fac. Am învățat din greșeli astea cu sunetul, cu tot. Am investit în acest scurtmetraj, gen lentilele care au fost al naibii de scumpe. Mi se pare că 2 milioane ca să am ochii albaștri. Am filmat în diferite locații. Fai de capul meu. Deci m-am chinuit al naibii cu scurtmetrajul ăsta. Da, am lăsat o baltă. Da, deci v-ați prins voi. 5 moduri de a face 1000 de like-uri. Deci, mamă, frate, seria asta este cea mai șmecheră de pe tot canalul. Vlad, ai zis cumva seria asta? Ok, m-ați prins. Scuzați-mă că v-am dat un mic spoiler, dar va fi și partea a doua din 5 moduri. Nu știu de ce am făcut ca un retardat, dar va fi și partea a doua din 5 moduri. Sper că vă bucurați, sper că am adus entuziasmul în voi. Mamă, deci în 5 moduri de a face 1000 de like-uri am fost atât de fericit că Shelly a vrut să colaborăm. A fost prima noastră colaborare și apoi au continuat și apoi am mai colaborat în vară când ne-am întâlnit. Shelly, dacă te uiți la asta, mai intri și tu pe Skype, să mai vorbești și tu cu prietenul tău Vlad Munteanu și el mai vrea să vorbească cu tine, adică pe bune, mai intri și tu pe Skype, pe bune. În modul ăsta puteți câștiga multe like-uri, nu mulți aveți șansa să faceți asta, dar da, să începem cu al doilea mod. Numărul 2, fă un colab cu Shelly. Da, mai dă-te.
Modul. A, apropo, seria asta se numește 5 moduri de a face 1000 de like-uri. Da, și am făcut 11.000 de like-uri. Dar oricum, nu prea mă mir ținând cont că la provocări nebune am făcut 22.000 de like-uri. 22.000 de... Ok, cred că am reacționat la destule clipuri pentru acest episod. V-aș ruga să apăsați pe butonul de like. Cam atât pentru episodul de azi. Eu am fost Vlad, care fiecare dată, și vă pup. Mulțumesc pentru 70.000 de abonați. Pa!